Suntem din nou în casa Domnului, o nouă ocazie să binecuvântăm numele Domnului, slăvit să fie în veci. O nouă ocazie să ne binecuvântăm unii pe alții și să așteptăm din partea Domnului să ne binecuvinteze El. Amin. Astăzi vom privi din nou în perioada post-exilică la o altă lecție, observând lucrări întârziate. Dacă data trecută am observat lucrări efectuate la vremea lor, astăzi vom vedea că în aceeași perioadă au fost lucrări care s-au făcut totuși, dar cu întârziere. Pentru că lipsa de acțiune în libertatea pe care Dumnezeu o acordă oamenilor și mai mult decât atât influența demonică, diavolul, prin însăși numele său împotrivitor, stă în calea realizării unor lucruri la vremea lor, rezolvării unor cauze. Asta fie de natură spirituală, fie materială, da? În ceea ce îi privește pe credincioși, pe poporul Domnului. Nu doar în perioada aceea au fost lucrări întârziate, de aceea voi aminti două lucrări întârziate, una din perioada Israelului, alta din perioada Apostolilor, 2 Regi, capitolul 12, pentru a vedea că întotdeauna au fost lucrări care nu s-au făcut la vreme. 2 Regi, capitolul 12, ne prezintă situația din regatul lui Iuda în timpul regelui Ioas și a preotului bătrân Jehoiada. Citim aici de la versetul 4. Ioas împăratul a zis preoților, tot argintul închinat și adus în casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, versetul 5, preoții să le ia fiecare, de la cei pe care îl cunoaște și din celelalte surse de colectare a darurilor pentru templu, și să-l întrebuințeze la dregerea casei, oriunde se va găsi ceva de dres. Dar s-a întâmplat că în al 23-lea an al împăratului Ioas, preoții încă nu dreseseră stricăciunile casei. Împăratul Ioas a chemat pe preotul Jehoiada și pe ceilalți preoți și le-a zis, pentru cine ați dres stricăciunile casei? Și a luat o anumită atitudine. Acum să nu mai luați argint de la cunoscuții voștri, ci să-l dați pentru dregerea stricăciunilor casei. Și lucrările s-au demarat și finalizat. În Noul Testament, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, citim despre Apostolul Pavel, care în lucrarea misionară n-a putut să facă toate lucrurile așa cum și-a propus. Citim aici în versetul 18, 1 Tesaloniceni 2 cu 18, astfel, odată și chiar de două ori, am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Poate și în viețile noastre sunt lucrări care au fost întârziate. Familia părinților mei are o istorie în privința aceasta. Era prin anii 65-68, ei nu erau de mult veniți la credință și a fost o influență de la Marturii lui Jehova, conform căreia se termină lumea în 72. Au insistat ca tata să nu apuce să-și facă casă, că doar vine împărăția. Au scos pe sora mea mai mare, care era la liceu, n-a lăsat-o să-și termine liceu, până când tata s-a lămurit și a terminat cu ei și apoi și-a făcut casă. Mi-amintesc că ne-a mutat în casă numai în 74. S-au întârziat acele lucrări pentru că a fost o anumită influență. Se pot întârzia căsătorii, lucrări de construcție a unui locaș de închinare, misiuni, lucrări de vindecare și rezolvarea altor și altor probleme. Repet, datorită lipsei de acțiuni a oamenilor și împotrivirii diavolului. Și să nu uităm că toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor. Întârzierea e cel puțin o pierdere parțială, dar poate să fie și o pierdere totală. De aceea, gândindu-ne acest adevăr, să ne rugăm Domnului dacă în viața particulară, în familie sau în adunare, sau chiar pe viitor în ceea ce Dumnezeu are pentru noi,
să fim vegheatori, dacă e vorba de trecut, să fie reluat sau înțeles un anumit adevăr, o anumită lucrare care a fost neglijată sau poate chiar abandonată. În privința aceasta vă dau din nou două texte, Iosua, capitolul 18. Aici întâlnim pe evreii care cuceriseră în mare țara, dar încă erau cantonați în corturi și nu toate triburile își preluaseră teritoriile, ci urmau să le fie repartizate prin hotărârea divină. 18:1, toată adunarea copiilor Israel s-a strâns la Silo și au așezat acolo cortul întâlnit. Țara era supusă înaintea lor. Mai rămâneau 7 seminții ale copiilor Israel care nu-și permiseră încă parte de moștenire. Iosua a zis copiilor Israel, până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeu părinților voștri? Deci, războiul le deduse izbândă, dar era o întârziere de natură administrativă și nu numai procedurală. Au fost leneși, așa cum le spune acest conducător, ca să facă împărțirea și să treacă la administrarea acelor zone. Cum scrie aici în continuare, s-o împartă în 7 părți, au tras la sorți și apoi fiecare seminție și-a primit zona care a fost distribuită. Aici lucrurile s-au reluat, dar vă citesc un caz din Luca 19, unde întârzierea s-a dus nu numai până în ultima zi, a trecut de limită. Era săptămâna înainte de patima Domnului și scrie în Luca 19, la versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. A fost ultima zi, ultima ocazie. Și le pronunță sentința de nimicire și încheie Domnul cuvintele în versetul 44, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Deci lucrurile nu s-au făcut nici la vreme, nici cu întârziere, nu s-au mai făcut deloc. Și unii au zădărnicit, cum scrie tot în Luca, cu referire la farisei, pentru ei planul lui Dumnezeu. Se poate și așa. A fost un mesaj profetic pentru o soră care era de acum peste 40 de ani și s-a evit ocazie să se căsătorească. Și în vedenie s-a arătat o casă care nu avea ușă la parter, numai pe la etaj, cum ar fi printr-un balcon. Și mesajul Domnului a fost așa. Dacă îți vei spune scară, te vei urca în casă. Vei putea apoi să-ți faci ușă și la parter, să fie casa normală. Dar dacă nu vei avea scară, pentru tine casa va rămâne închisă. Și fata aceea a ratat acea relație. Am discutat și cu ea și cu el. El s-a retras, ea nu s-a putut sui pe scară, acum are 50 de ani și exact cum a fost, casa a rămas închisă. Să observăm, revenind la timpul nostru de studiu, perioada post-exilică, acum câteva lucrări care au fost întârziate. 1. Amânarea rezidirii templului de la Ierusalim. Au durat aproape 15 ani de când s-a dat decretul pentru rezidire și până s-au apucat de lucru. Asta pentru că oamenii din zonă s-au împotrivit, dar și pentru că poporul a fost slab, n-a avut curaj. Să citim în Ezra capitolul 4. Imaginați-vă că am avea autorizație de construcție de la primărie, și să mai dureze, cum spuneam, aproximativ 15 ani până noi să ne apucăm efectiv de lucru. Așa s-a întâmplat atunci. Ezra 4, citim versetele 4 și 5. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului. I-au înfricoșat și i-au împiedicat să zidească. Și-au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost în tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor, până la domnia lui Dariu,
împăratul perșilor. Lucrările au fost întârziate. Și evreii care își doreau să reconstruiască templu, au trebuit să se închine doar așa, în jurul unui altar. După această perioadă, aproximativ în jurul anului 520 înaintea noastră, s-au demarat lucrările de la templu, care au durat câtva timp. Asta, reluarea lucrărilor, s-a efectuat sub impulsul profeților Hagai și Zaharia. Iată rolul unor profeți în a se efectua lucrări la vreme sau cel puțin în a fi reluată dacă s-a amânat, dacă lucrurile au zăbovit. Citim din cartea profetului Hagai, capitolul 1. De la versetul 7. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Ce a făcut atenție? Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de locul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Versetul 12, în continuare. Zorobabel, fiul lui Sealtiel, Iosua, fiul lui Țadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimesul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului: eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Sealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Țadac, marele preot, și duhul întregii rămășiții a poporului. Deci iată că mesajul profetic a impulsionat atât pe cei din conducere, cât și tot poporul. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeului lor. În ziua a 24-a a lunii a 6-a, în anul al doilea al împăratului Dariu. Profețiile lui Zaharia, acești doi profeți au vorbit în același an, cu privire la aceeași lucrare, au fost două mărturii, de care poporul a ținut cont și lucrarea s-a realizat. Ne putem aminti și de o altă lucrare promovată la impulsul prorocilor, reforma din timpul împăratului Asa. Din nou a fost o mișcare deosebită sub impuls profetic. Deci iată că profeții au rolul să anunțe cu anticipare, dar și să ne sesizeze dacă lucrarea nu s-a făcut. Vorbise Domnul prin Ieremia, dar a fost nevoie de alți proroci acum ca să dea impulsul necesar și lucrarea să se realizeze. 2. O altă lucrare întârziată, dar până la urmă realizată. Amânarea rezidirii Ierusalimului, a zidurilor din prejurul cetății. Din lipsă de inițiativă, autorizare și efort. Scrisorile către rege Artaxerse și scrisoarea răspuns au dus la asistarea lucrărilor de construcție. Ei au început și au dorit asta, dar au fost reclamații. Și aici, în capitolul 4, fără să citim în detalii, sunt prezentate două scrisori, o scrisoare cu rea intenție a conducătorilor din regiune, să spicuim din scrisoare de la versetul 14 câteva aspecte negative pe care ei le-au sesizat, și fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești, nu ne șa de bine să vedem pe împărat păgubit, trimite împăratul aceste știri, să se facă cercetări în cartea cronicilor părinților tăi și vei vedea în cartea cronicilor că cetatea aceasta este cetate răzvrătită, care s-a dat la răscoală încă din vremuri străbune, de aceea a fost nimicită cetatea aceasta. Facem cunoscut împăratului că dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă se vor ridica turnurile, prin chiar faptul acesta nu se va mai stăpânire din coace de râu. Și împăratul a făcut apel la istorie. Într-adevăr, Ierusalimul fusese un regat puternic în vremea lui David, a lui Solomon, a altor regi, și a poruncit imediat, și scrie în final versetul 23, i-a oprit cu silă și putere de la lucrările lor.
Aici există puțin confuzie, am putea spune, nelămuriri, unii sunt de o părere, alții de alta, pentru că în capitolul 4 la început vorbește despre rezidirea templului, apoi face referire la rezidirea zidurilor cetății și în final iară la rezidirea templului, amintindu-i pe câțiva împărați. Nu facem noi acum socotel pe care alții nu le-au dat de capăt. Noi vrem doar să scoatem în evidență faptul că s-a amânat rezidirea cetății. Știți că atunci când Ierusalimul a fost cucerit de babilonieni, împăratul Zedechie a făcut o spărtură în zid, au fugit noaptea, au venit babilonienii și, printre altele, au dărâmat zidul cetății și toate casele care aveau vreo însemnătate oarecare. Dar a durat. Ierusalimul a fost dărâmat în 586 și aici zidurile sunt rezidite 142 de ani mai târziu. Vreo 70 de ani de robie. 70 au fost încă cu cei de la primele deportări și încă vreo 70 de ani după ce s-au întors în țară. Au fost tot cu zidurile dărâmate, așa cum mi-a povestit cei din Ierusalim la Nemia, văzând cetatea. Era o privire de umilință pentru evrei. Nu prezenta, gândindu-ne la vremurile acelea, siguranță cetatea. Iată că lucrurile au fost amânate și au fost generații care n-au mai văzut împlinită lucrarea. De-abia generația următoare. Să citim din Nemia, capitolul 1, unde scrie, citesc de la versetul 1, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mărseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Nemia nu cunoștea situația, el era din cei născuți în deportare. Dar Dumnezeu l-a ajutat, s-a rugat întâi, a primit aprobare, autorizare, a fost numit ca dregător la Ierusalim, a venit, a inspectat, a vorbit cu conducătorii locali și s-au pus la lucru. N-a fost ușoară lucrarea, dar bine coordonată de Nemia și evident, în primul rând, sprijiniți de Domnul, zidurile au fost înălțate, porțile așezate. Rugăciunea lui de aici e focul care a aprins această lucrare. În capitolul 2, citim de la versetul 5, el a răspuns împăratului, dacă găsește o cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea părinților, mormintilor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul în care ședea împărăteasa a mers atunci, cât va ținea călătoria ta și când te vei întoarce. Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. În capitolul 6, aceeași carte Nemia, citim de la versetul 17 că lucrările s-au finalizat. Nu, citim de la versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut, toate popoarele împrejurul nostru s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. În privința lui Nemia, mă adaug un verset cu care se încheie cartea sa.
ultimele cuvinte, el zice: adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. De ce cere asta? Pe pagina de stânga 13 cu 14. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucruri care trebuiesc păzite în ea. Implicarea lui a făcut posibilă realizarea acestei lucrări. El s-a lăsat în mâna Domnului și Dumnezeu le-a dat ajutor de plin. O a treia lucrare întârziată, neglijarea slujbelor sfinte. De ce? Pentru că erau preoți în frunte cu marele preot și leviți, care e drept că nu au beneficiat de susținerea materială a poporului, dar au făcut slujbele fără pasiune. Unele nu s-au efectuat la vreme. Reașezarea slujbelor sfinte s-a făcut prin reformele inițiate de Ezra și Nemia. Să citim din capitolul 13 și să știți că istoria e plină de astfel de lucrări. Cum au ajuns biserici să fie desfințate, să rămână doar clădirile? Cum s-au pierdut organizații de-a lungul vremurilor? Au fost conducători lipsiți de viață, care s-au gândit doar la ei și n-au pus suflet în ceea ce au făcut. Citim capitolul 13 de la versetul 4. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care le-a pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, un neevreu, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din mus, din unt de lemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile dedicate pentru preoți. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, povestește Nemia, căci mă întorsese la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxes. Împăratul Babilonului, la sfârșitul anului, a încăpătat de la împărat învoire. Deci observați, 12 ani cât a stat Nemia acolo, a pus lucrurile în ordine. A lipsit câteva luni, lucrurile au degenerat în rău. Citesc mai departe la versetul 8. Mi-a părut foarte rău. Și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Am poruncit să curățească odăile și am pus iarăși în elte unei casele de Dumnezeu darurile de mâncare și tămâia. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujbele fugiseră fiecare în ținutul lui. Am mustrat pe dregători și am zis: pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe leviții, pe cântăreți și am pus iarăși în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămările zeciuiala din grâu, din mus, din unt de lemn. Am dat cămările în grija preotului Shelemia, cărturile Tzadok și lui Pedaia, unul din leviți, și le-am adus și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioși. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor. Să ne imaginăm că pe perioada absenției lor n-a mai cântat cor, n-a mai cântat fanfară, n-a mai fost certe rugăciune. Slujbele au fost cum au fost, dar nu s-au respectat potrivit Scripturilor, s-au pierdut mult din ceea ce trebuia să se facă. Și să nu uităm că această situație, această amânare de a aduce în fiecare zi darul pentru Domnul la sărbători, după cum era atunci, s-a întâmplat după ceea ce vă citesc în capitolul 12, după ce lucrurile au fost puse odată în ordine. 12 cu 44. În ziua aceea s-au rânduit oameni care se pervecheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darul de mâncare, pentru cele întâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele din ținutul cetăților părțile hotărâte lege pentru preoți și leviți. Căci Iuda se bucura că preoții și leviți erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor. Cântăreții și ușierii și împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David, a fiului său Solomon. Versetul 47. Tot Israel a dat pe vremea lui Zorobabel și Nemia, dar în rest, când ei au plecat, nu. Părțile cuvenite cântăreților, ușierilor, zi de zi au dat leviților lucrurile sfințite, iar leviții au dat firul lui Aron lucrurile sfințite cuvenite lor. Leviții ziuau zeciuiala, iar leviții dădeau zeciuială din zeciuială la preoți. Să ne ajute Domnul să nu amânăm cu lucrurile sfinte. De exemplu, putem să
organizăm, să avem o zi de post pe săptămână pentru adunare. Și la un moment dat cineva să nu mă amintească, să nu mai urmărească, și pe când ne trezim după luni de zile, cum stăm cu ziua de post? Apoi unul a fost bolnav, altul a lucrat, nu s-a mai anunțat. Așa s-a întâmplat atunci. De la repetiții, dacă s-ar lipsi, de la studiul Bibliei de asemenea, copiii sâmbăta de asemenea, sunt lucruri care dacă nu se fac la zi, ele se pot pierde. Și este nevoie de noi impulsuri. V-am spus că în primul caz, îndemnurile prorocilor, în al doilea caz cu Ierusalimul, pasiunea pentru cele sfinte cu rugăciune și în cazul acesta din nou, o preocupare pentru lucrurile sfinte și o organizare bună a făcut ca lucrurile să intre în normalitate. Și o a patra și ultima lucrare care o amintim din perioada aceea, care a fost amânată, îndepărtarea femeilor străine, anularea dreptului de căsătorii mixte, evrei, neevrei. A fost o acțiune și a corectat, înainte de a fi prea târziu, o lucrare foarte vinovată. De ce spun că a fost amânată? Pentru că acele femei luate în căsătorie deja aveau copii, dar erau încă copii. Dacă acei copii ar fi ajuns să fie deja mari, bărbați, familiști, ce se mai putea face? De ce a interzis Dumnezeu acele căsătorii? Pentru că evreii aveau modul lor de închinare potrivit legii date Dumnezeu prin Moise, iar celelalte popoare au idolatri. Și poporul s-ar fi amestecat și și-ar fi pierdut religia adevărată și Dumnezeu avea un plan cu ei. Să citim din Ezra de la capitolul 9. Cred că în privința asta s-ar cuveni și la noi o anumită cercetare, pentru că mai sunt tineri care cochetează cu cei de afară, mai rar, dar sunt, mai sunt pe internet, poate, cine știe, mai sunt poate prietenii cu oameni din lume. Aici vom vedea că s-a făcut o listă, adunare generală și actualizând situația de atunci, în fiecare miercuri să vină pe rând toate familiile la comitet și fiecare să-și prezinte situația și să se angajeze să se separe de străini, de cei care făceau ca în casele lor, în loc de o închinare adevărată, să fie chipuri idolatre și o închinare falsă. Ezra 9, citim de la versetul 1, după ce s-a sfârșit lucrul acesta, adică după ceea ce au prezentat darurile de la împărat și de la alți donatori din zonele de unde venise, Ezra numai cât sosise în țară, s-a apropiat căpeteniile și au zis, poporul Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de poporul acestor țări. Versetul 2, și-au luat neveste din fetele lor. Și căpetenii și dregători au fost cei din tii care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și peri din barbă și am stat jos mâhnit. Și-a dat seama că e un păcat grav. A fost păcatul care a distrus generații de evrei la rând. Momeala indicată de Balaam, greșeala lui Solomon și a multor altor evrei de seamă. În starea aceea de jale a început să se roage și rugăciunea lui e prezentată în acest capitol până la versetul 15. Citim în continuare din 10 cu 1. Pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire. Se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii și poporul vărsa multe lacrimi. Ce adunare de pocăință era acolo. Preotul căzut cu fața la pământ ca Iosua altădată și toți în jur plângeau. Atunci un bărbat s-a ridicat și a spus, am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru ducându-i la femei străine, unul din cei vinovați. Așa se include cel puțin din vorbele lui.
Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință și acum facem un legământ cu Dumnezeu nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru și facă-se după lege. Au fost unii care au fost împotrivă, scrie aici în versetul 15. N-a fost ceva ușor. Eu spun că nu e ușor și dacă s-ar hotărâ ceva ce chiar ar fi indicat. Să se schimbe garderoba unii. Să-și închidă conturile pe rețelele de socializare. Ce mofturi se fac când e vorba de a face ceva bun. Dar a fost mai greu atunci. Să mergi acasă, să-i spui nevestei, fă-ți bagajul, ia-ți copiii și plecați. Ceea ce avem noi de făcut e mai ușor. Numai că numai dacă am plânge și am fi cercetat și am înțelege asta, am fi în stare să facem. Repet, a fost o lucrare întârziată, dar n-a fost prea târziu. Au fost gata și aici sunt trecuți cu numele mulți, care așa cum spune versetul 10, Israel a spus, ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat, mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului, părinților voștri și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adunarea a răspuns cu glas tare, trebuie să facem cum ai zis. Și a durat săptămâni până au rezolvat lucrurile. Cel mai greu n-a fost procedura, ci despărțirile de acasă. Să recapitulăm aceste patru lucrări care au întârziat reconstrucția templului. 15 ani după ce au primit dreptul acesta, rezidirea zidului, 80 de ani după întoarcerea în țară, izgonirea femeilor străine, câțiva ani, nu știm exact, când se căsătorise acei oameni, Ezra a venit la Ierusalim în 457, dat fiind raportarea la anii de domnia lui Artaxerxes. Din aceste evenimente și rânduirea cu punctualitatea slujbelor, din aceste patru, să observăm câteva explicații. De ce s-a întâmplat așa? Ce au făcut sau ce trebuia să facă pentru ca lucrurile să fie bune? În primul rând, vrăjmășia împotriva evreilor a determinat recurgerea la diferite mijloace pentru a împiedica lucrarea de reconstrucție a templului și de rezidire a Ierusalimului. Pentru fiecare lucrare bună se dă o luptă spirituală. Și cineva este împotrivă. Mi-amintesc că într-o împrejurare cineva spunea, dar și la lucrarea asta bună cineva se împotrivește? Zic, dar tu ce crezi că a murit Satana? Nu e legat încă. Și se vor găsi oameni care să nu fie de acord, care să aibă alte interese păcătoase. Citim din cartea Nemia, capitolul 2, de la versetul 19. Sambalat, Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit și Geshem arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit o formă de împotrivire. Și-au zis, ce faceți voi acolo, vă răsculați împotriva împăratului? 4:1, când au zis Sambalat că zidim zidul, s-a mâniat, s-a supărat foarte tare și-a bătut joc de iudei. Și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia Amonitul era lângă ei și a zis să zidească numai dacă se va sui o vulpe, le va de rămas zidul lor de piatră. Astea au fost forme mai ușoare de împotrivire. Au recurs și la altele mai puternice. Citim aici, în versetul 8, s-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Când au văzut că nu merge cu vorba, au trecut la alte acțiuni. Capitolul 6, când au auzit că lucrarea merge înainte, versetul 2, îi trimit vorbă. Vino să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Ei știau că dacă îl pot lua pe Nemia din cale, lucrarea se împotmolește.
Versetul 4, mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Au trimis o scrisoare deschisă, au vorbit cu proroci să îi inducă în eroare. Să ne amintim ceea ce scrie în cartea profetului Daniel, capitolul 10, și să vedem de fapt ce se întâmplă în văzduh, acolo unde se dă prima bătălie. De aceea, toate aceste lucrări se pot realiza numai pe fond de rugăciune, de luptă spirituală. Daniel 10, de la versetul 12. Vine îngerul la Daniel și îi zice: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai de pricina cuvintelor tale vin eu acum. Să nu uităm că aici Daniel mijlocea pentru cetate, pentru lucrările care mai târziu urmau să se realizeze la Ierusalim. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Probabil că duhurile care l-au întulburat pe împărat să scrie acea scrisoare de oprire trebuiau învinse de îngerii aceștia cu forțele lor, pentru ca să se facă lumină în mintea aparatului și să nu mai fie împotrivă la această lucrare. Deci de ce au fost întârziate? Pentru că a fost o împotrivire umană pe fond demonic. Întotdeauna se întâmplă așa. Când e vorba de o lucrare bună, diavolul se împotrivește. Și să nu uităm că încă de la început a fost scris că sămânța femeii cu referire la Domnul Hristos și la cei ce sunt împreună cu El, când scrie și în Apocalipsa, va zdrobi capul șarfului, dar și diavolul mușcă călcâiul. O a doua explicație. Lipsa de curaj și sacrificiu a poporului evreu. Li s-a înmuiat inima. S-au înfricoșat. Și cine se îndoiește nu primește. Și cine e slab, nu câștigă bătălia. Așa se spunea pe front. Dacă vor cădea primii, ceilalți fug după ei. Înapoi, evident. Renunț, pierd. Am citit astăzi din Nemia 4:4 că au muiat inima poporului, s-au înfricoșat, dar citim și din Nemia capitolul 2, de la versetul 17. Sunt cuvintele care le adresează Nemia după noaptea de inspectare a Ierusalimului. Vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat, porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iar zidul Ierusalimului să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis, aici apare întărirea lor, să ne sculăm. Au recunoscut că stăteau, erau pasivi. Și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. A fost nevoie de o întărire. A fost un început slab, dar interesant. Prin puterea Duhului Dumnezeu, prin rugăciune, prin imboldul profetic, lucrările au fost realizate și finalizate. De cei ce nu le-au putut face la vreme potrivită? Sau de cei ce nu sperau să o poată face, până nu au avut impulsul și organizarea necesară. Deci sunt lucruri care aparent zicem că nu le putem face. Și dacă Domnul ne întărește, dacă lucrarea vine de la El, se poate. Lucrurile trebuie reluate și duse la bun sfârșit. Să citim și din 4:10 pentru a observa că slăbiciunea încă era pe aproape. Era în timpul efectuării lucrărilor, însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Vedeți ce ușor dezamăgim noi oamenii, nu se poate, trebuie să abandonăm. Nu, trebuie să mergem înainte. Am întrebat toată pe un frate pe care Domnul l-a folosit în diferite lucrări: de ce crezi că Domnul te-a folosit? Și l-a zis: pentru că
M-am postit și m-am rugat înainte de fiecare lucrare. L-am chemat pe Domnul să meargă înainte. Și zicea, în urmă, eu am avut o îndrăzneală oarbă la care zice Biblia credință. Pentru că nu se poate fără această întărire în Duh. Pentru că sunt piedici. În Ezra, capitolul 5, citim despre cei doi proroci amintiți. Și despre dregătorii care au întărit versetul 3. Și au zis, cine v-a dat voie să zidiți cetatea aceasta? Și să ridicați zidurile acestea. Îmi vine în minte o lucrare în care un frate la călăuzirea Domnului s-a apucat și a construit un locaș de închinare pe vremea comunistă. A fost reclamat și a venit în control de la județ. Actele, știți cum cer autoritățile de resort, la care el foarte curajos, imediat tot, poftiți numai în casă, nu că nu intrăm. Intrați numai, poftiți, așa e la noi, aici obiceiul, oricine vine, discutăm în casă. Și apoi, cu curaj, i-a împăcat și pe ăștia și lucrările au continuat. Pentru că așa se face lucrarea Domnului. Scrie aici, în versetul 4, ei au mers mai departe pe identificare, care sunt numele oamenilor care îți desclădirea aceasta. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și a lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la el în această privință. Au fost situații în care au vrut comuniștii să demoleze locașul de închinare. Frații s-au mobilizat, au stat în jurul clădirii, au dormit acolo, au venit buldozurile, s-au întors. Alții au construit repede, potrivit cu vremea. Dar dacă inima moale ca apa, nu ești bun nici de lucrare, nici de război, nici de nimic. Domnul să ne întărească. Vă citesc și din Zaharia capitolul 4, că acolo e prezentat modul în care Dumnezeu susținea lucrarea. Citim de la versetul 1, îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care trezești din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfetnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țefi pentru candele care sunt în vârful sfeșnicului și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, Domnul meu? Și le spune, nu știi? Spune, nu. Versul 6, acesta e cuvântul Domnului. Versul 7, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigăturilor de îndurare, îndurare cu ea. Versul 9, mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinilor vor isprăvi. Și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Acești 7 sunt ochii Domnului care cutreră tot pământul. Și candelele ardeau într-una pentru că erau 2 măslini care realizau producția de un de lemn necesară consumului. Adică Dumnezeu prin Duhul, cum spune aici în finalul versetului 6, lucrarea se va face nu prin putere, nu prin tărie, adică nu prin forțele umane, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Așadar, când trebuie să avem curaj, o facem gândindu-ne nu la noi, ci la Domnul care ne-a învrednicit și va da biruință și binecuvântare lucrării. Și despre apostoli scris că atunci când au fost anchetați, se mirau, fapte 4:13, de îndrăzneala lor. De unde aveau îndrăzneală? De la Duhul care era peste ei. În aceasta consta puterea lor. Și erau plini de viață. Le porunceau să tacă și spuneau, nu putem să tăcem, opriți-vă, și ei nu se opreau. O treia explicație.
Pe lângă lipsa de curaj, observăm și lipsa pasiunii. Asta e altceva. Una e să-ți fie frică și alta e să n-ai chef. Lipsa pasiunii pentru respectarea cerinților legii sfinte și lipsa de disciplină a conducătorilor pe fondul altor pasiuni materiale sau chiar păcătoase. Acum nu-i problemă de curaj, că totul e liber, nu? Cum e lipsă de pasiune. Zidurile n-au putut să le ridice, că aveau împotrivire, dar darul la leviți, de ce nu le-au dat împotrivire? Nu, aveau alte pasiuni. Și nu erau dedicați lucrărilor sfinte. Citim din nou din cartea Nemia, capitolul 5, versetul 15, unde e o comparație între Nemia și dregătorii care au fost înainte de el. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovrau poporul și luau de la el pâine și vin afară de cei 40 de sigle de argint, chiar și slujitorilor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa, din frică de Dumnezeu. Adică ceilalți își avansau interesele lor. Pe când cel ce o făcea cu pasiune pentru templu avea în obiectiv lucrarea Domnului. Ne întoarcem din nou la profetul Hagai și la Zaharia, ca să vedem că nu numai conducătorii n-aveau pasiune, și are și poporul. Că așa e ușor să dai vina pe unii pe alții. Hagai, capitolul 1, versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pentru că fiecare din voi leargă pentru casa lui. Așa făcea dregătorul, așa făcea poporul. Fiecare avea un interes. Și dacă ar fi să o luăm așa, în fiecare seară, dacă nu și duminica, am avea ori treabă, ori am fi obosiți, nu? Și am putea să ne scuzăm că nu putem să postim, că lucrăm greu, altul că acuză ceva durere, altul că... Câte și câte. Dar să observăm dacă nu cumva este o lipsă de pasiune sfântă. Întoarcem la Zaharia, capitolul 1, de la versetul 14, să vedeți ce gelozie și ce râvnă avea Domnul și ce apatie avea poporul. Și trebuie să fim într-un ton. Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Versetul 16, mă întorc cu îndurare către Ierusalim, casa mea va fi zidiară și în el și funea de măsurat se va întinde supra Ierusalimului. Deci când Domnul vrea să facă o lucrare, să fim și noi gata să o facem. Și în mod deosebit, cum spune Roman 12:7-8, cine e chemat la o slujbă și enumeră câteva, printre altele, cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă. Apostolul Pavel scrie în debutul epistolei către Roman, de la 9 la 15, am o vie dorință, spune el. Acolo, printre altele, mai spre final, să vă vestesc Evanghelia, vouă celor din Roma. Să vă dau vreun dar, dacă nu cel puțin să ne îmbărbătăm. În lanțuri ajung la Roma, dar și-a dorit să ajungă. Dumnezeu să aprindă în noi pasiuni sfinte. Acel foc despre care spunea Ieremia, nu pot să-l închid. Ceva mă trimite. Sau cum scrie în Isaia 6, cine va merge pentru noi? Și profetul, văzând nevoia aceasta, un imperativ rostit la tronul lui Dumnezeu în cer, iată-mă, trimite-mă. O a patra explicație de ce nu s-au făcut lucrurile la vreme. N-au înțeles vremea potrivită. Văzând că există împotrivire, nu sunt resurse materiale, umane, nu e vreme. Cum să începe lucrare când n-ai toți banii? Dar dacă vine de la Domnul și dacă e începutul slab, lucrarea se continuă. Îmi povestea un frate că Domnul i-a vorbit să meargă într-o localitate să apuce de construcție un locaș de închinare. Și l-a zis, da, am bani, am și eu treabă, s-a îmbolnăvit. Ajuns să fie propus pentru o operație grea, a înțeles că problema nu e la oase, problema e la duh. A cerut să fie lăsat acasă, a organizat post și rugăciuni, s-a făcut ungerea, s-a făcut sănătos și a zis, Doamne, plec, n-am bani. Da, eu stau
în poziție de start. Trei zile mai târziu l-a sunat un frate, îți trimit o sumă de bani, nu-i pentru săraci, numai pentru construcții locașuri de închinare. E bun, cu ăștia începem. Și lucrarea s-a făcut fără să staționeze lucrarea. Au primit bani așa, treptat. Deci iată că a fost vremea. Să nu greșim. Să ne amintim de eliberarea evreilor din Egipt. Spune Scriptura în cartea Exod că deznădejdea, robia aspră, i-au făcut să creadă că nu-i vremea nici când a început Moise să facă semnele. Și deja se prezentase înaintea lui Faraon și au zis, ce ai făcut, ne-ai făcut rău. Dar nu era vremea? Spune Scriptura în cartea Exod, tocmai în noaptea aceea, la împlinirea unui anumit număr de ani, trebuia să iasă toate oștile evreilor din țara Egiptului. De unde știm când e vremea? Scrie în Daniel 9:1 că el a văzut din cărți și a început să se roage. Acum e vremea să urmărim mesajele sfinte, scripturile, descoperirile profetice, particulare. Doamne, acum e vremea? O așteptăm. Citesc din nou din cartea profetului Hagai să vedem cum se scuzau ei. Citesc de la versetul 2 a capitolului 1. Așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice, n-a venit vremea încă pentru zidirea din nou a casei Domnului. Trecuseră 15 ani, încă nu-i vremea. Versetul 4, dar pentru voi oare a venit vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Deci în anii ăștia, de când se întorseseră, i-a apucat să-și facă căsuțe căptușite, ceea ce era o realizare atunci. Deci pentru ei venise vremea. Pentru că se cumulau toate, lipsa de slăbiciune și alte aspecte negative de care am vorbit. Știți cum a început Domnul mesajul? A zis, s-a împlinit vremea, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute să pricepem vremea, să nu spunem, nu-i vremea, și poate să fie vremea. Domnul știe și ne poate informa. Și în ultimul rând, amintesc doar întreagăt, ce a mai făcut ca lucrările să nu fie efectuate la timp, necunoașterea adevărului de către conducerea imperială. Ei au primit o scrisoare, situația era undeva departe, deci ne putem aștepta ca autoritățile să fie dezinformate și să nu ne fie favorabile. Iată de ce este nevoie uneori de intervenții, de urare de cuvânt apologetică pentru a apăra pe credincioși, pentru că unii nu știu. Încheiem reamintind aceste explicații și gândind dacă nu cumva suntem prinși în vreuna din aceste stări negative, dacă nu biruim în lupta spirituală, dacă nu avem curaj, dacă nu avem pasiune și dacă pe fondul acestora spunem că nu-i vremea și nu suntem noi persoana potrivită. Numai Domnul poate să spună exact dacă este vremea și cine sunt persoanele potrivite pentru o anumită lucrare. Încheiem afirmând că aceste lucrări cele mai importante din perioada post-exilică, restabilirea cultului lui Iahve de la templu, rezidirea Ierusalimului, au fost întârziate atât prin împotrivirea celor de afară, cât și prin lipsa de acțiune a celor dinăuntru. Deci s-ar putea să dăm vina doar pe cei din afară. Dar iată că a fost situație în care și cei dinăuntru se făceau vinovați. S-a împotrivit în paradul, dar nici ei nu înțeles că e vremea potrivită. Privința aceasta vă amintesc că cele scrise în Matei 24, unde este scris că Evanghelia trebuie să meargă până la marginile pământului. Dar știți în ce condiții? În general, nefavorabile. Scrie aici despre înșelare, în versetul 4, despre probleme în societate, cataclisme, persecuții, trădări, un fond spiritual slăbit, versetul 12 și versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită. Cum? În condițiile astea? Da. Și cum spune și Solomon Eclesiastul 11, să nu ne uităm după vânt, că atunci nu mai semănăm și nu mai secerăm. Lucrări trebuie făcute la sezon, așa, printre ploi, semănăm printre ploi, secerăm, că
Dacă nu am prins vremea potrivită, bun, putem întârzia o săptămână, două, cu semănatul, cu seceratul, dar nu putem întârzia două luni, că s-a dus recolta. Și în ultimul rând, să nu uităm, lucrările întârziate au o limită, cum aminteam, dar există un prea târziu. Cel puțin pentru o anume generație sau pentru o persoană. În Proverbe, capitolul 13, versetul 12, este scris: o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. În cartea Faptele Apostolilor sunt prezentați apostolii mai întâi predicând Evanghelia evreilor. Unii s-au socotit nevrednici. Evanghelia a plecat mai departe. Deci unii au ratat lucrarea Mântuitorului, au ratat lucrarea apostolilor și au zis: Pavel, scutur praful și mă duc la neamuri. N-ați înțeles nici cu întârziere. L-ați răstignit. Măcar acum înțelegeți. Nici atunci. Pocăiți-vă acum măcar. De aceea este scris în Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetul 1, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și sunt dați ca exemplu evrei, în aceeași carte dat ca exemplu Esau, a fost un prea târziu. Dumnezeu să ne ajute să facem totul la vreme potrivită. Dacă n-am făcut, măcar să ne ajute să reluăm până nu-i prea târziu. Pentru că există un prea târziu când viața noastră și-a rostit mandatul și noi n-am înțeles pentru ce am trăit, la ce ne-a chemat Dumnezeu și ce puteam să facem. Chiar cu împotrivire, chiar dacă am fost mai slab, Dumnezeu avea putere să ne ajute. Domnul să ne fie binevoitor. Amin.